O gălățeancă intrată în travaliu a ajuns la maternitate cu mașina poliției. În încercarea de a găsi un taxi la două noaptea, viitorul tată a coborât în stradă unde a văzut niște lumini. S-a îndreptat rapid spre ele și surpriza a dat de o auto specială de poliție. Oamenii legii le-au sărit în ajutor și i-au dus la spital. Femeia a născut o fetiță sănătoasă de 3 kg și 600 de grame. Gheorghe Alexandru și Alina Popa, studenți în anul 4 la Facultatea de Automatică a Universității Dunărea de Jos, au trecut prin cel mai greu, dar și cel mai frumos examen al vieții. Au devenit părinți pentru prima oară. Venirea pe lumea fetiței lor are însă o poveste specială. Când soția i-a spus la ora 2 noaptea că i s-a rupt apa, George a fugit să caute o mașină care să-i ducă la spital. Zarv în toată casa și am zis cobor jos să caut un taxi. Jos nu era niciun taxi, am fost în micro 38-40 stația sau mă îndreptam spre 38 și numai bine văd o mașină. Speram eu să fiu un taxi, dar avea girofarele sus și era poliție. Domnul de acolo m-a întrebat ce cauți cu tine la ora asta, că era ora 3 noapte de acum, vă dați seama. Aveam bagajele cu mine și le-am spus, soția mea naște, hai urc, te ducem noi. Din echipajul de pe autospecială făceau parte doi tineri polițiști și un jandarm. Când colegii noștri aflați în patrulare au observat un bărbat care părea agitat și discutând cu acesta, au aflat că este în căutarea unui taxi, întrucât soția sa care se afla acasă urma să nască. Colegii noștri nu au stat pe gânduri, i-au luat pe cei doi cu autospecial la poliție și i-au condus la spital. O misiune neobișnuită pentru colegii noștri, însă este un gest de normalitate ceea ce au făcut colegul jandarm și colegii polițiști. Avem o naștere deosebită prin modalitatea în care pacienta s-a prezentat în serviciu de urgență în curs și anume a fost adusă de la domiciliu de un echipaj de poliție. Alina a născut o fetiță de 3,600 kg și acum amândouă sunt bine, spun doctorii. Micuța se va numi Evelina Nisia. Cei doi polițiști și jandarmul au fost felicitați de toată lumea, în special de tatăl care, recunoscător, a scris povestea și pe un site de socializare.